Memorialul Vasile Costescu la Șah are drept scop cinstirea memoriei celui care a fost Vasile Costescu, primar al orașului Mioveni în perioada 1996-2006. Va fi vorba de un simultan. Noi mergem pe ideea de popularizare a acestui sport al minții. Poate participa oricine, de la copii, cum ați amintit dumneavoastră, începând cu vârsta de 8 ani, până la cei care se pot deplasa până acolo. Cei care doresc să participe sunt așteptați în ziua concursului, înscrierile făcându-se pe loc. Printre invitații acestei ediții se numără și campionul Cristache Toculeț, situat pe locul 16 în ierarhia mondială. La ultima ediție anul trecut am avut 180 de participanți, am avut cea mai mare participare din toate concursurile care le-am organizat. V-am zis, și de data aceasta avem premii și diplome pentru toată lumea. Sunt 20 de medalii care se oferă, sunt 6 cupe. Evenimentul este organizat de Consiliul Local, Primăria și Centrul Cultural Mioveni, în parteneriat cu Asociația Română de Tineret Muntenia, și va avea loc pe 9 august de la ora 9:30 în sala de protocol a Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni.